că era cât pe ce să fie o conferință Iași Municipal la care să-mi iau cuvânt. Am auzit atâta lucruri frumoase aici, cât mi-e imposibil să fiu de acord. Sună-mă dacă vrei să... Trebuia să fie și urgică contra. O să-i spun Ovidiu, și îmi pare rău că nu știu de câți ani din partid, că de 20 de ani de când există acest partid, între, și sper să o aud de toți cei din județul Sus, cum nu mai apăsat la conferința județeană, între rezultatele la alegerile locale și alegerile parlamentare, adică cele politice, a fost o diferență de 10%. Nu s-a întâmplat nimic miraculos nici de această dată. S-a repetat scenariul de altă dată. Uitați-vă în 2000, uitați-vă în 2004 și uitați-vă în 2008. Dacă vreți, vi le și spun eu ca cifre, dar nu vă interesează. Deci a spune mereu cât de grozav am fost într-o anumită perioadă și noi aceiași am fost exact în altă perioadă, mi se pare ceva care ține de mod de a face politică în această perioadă. Felicitări tinere, coleg Sticlar. Nu te ascultă nimeni. Dar nu te ascult. Într-un județ în care eu o să apar la conferința județeană cu statutul în fața președintelui Ponta și o să spun, ăsta este hârtie igienică. Și nimic altceva. Hârtie igienică pentru județul Bihor, nimeni nu știa asta. Într-un județ în care astăzi trebuia să fie o adevărată competiție, să fie măcar doi oameni. Dar nu era voie așa ceva și îl chemam pe unul pe cohort până când renunță, nu se vor îndrepta lucruri. Eu sunt cel pățit. Eu sunt cel care am făcut campanie cu voi în piața Ușilor, cu foarte mulți dintre voi sau foarte mulți dintre ei care au făcut nu sunt aici. Pentru că nu știu să voteze bine. Eu sunt cel care am auzit. Votați, domnule, lista consilierilor. Nu o votați vă la de primar, că și așa n-ai nicio șansă. Eu eram președintele organizației județeană. Eu sunt cel care am trăit momentul jenant ca cei care au obținut cele mai slabe rezultate să se poată să acceadă la funcție de conducere. Domnule coleg și președinte, interimar nu există așa ceva în statutul PSD. Am luat două locuri, patru, municipiul Oradea și cred două locuri, trei. Asta este rezultatul nostru. Și foarte mulți dintre cei care astăzi se autoproclamează parlamentari, sunt parlamentari pe munca altora. Cel care vă spune treaba asta, trebuie să vă spun aici cu rușine o chestie pe care o să spun așa în județ, că s-a bucurat de următoarea chestiune, ca o colegă lui să sune pe contracandidatului care m-a bătut cu 180 de voturi și să-i spună înțelege-te cu sere. Să-i spună unea dintre primarilor. Sper să ai bătăria și bărbăția să o fac acum în plenul conferinței județene peste două săptămâni. Sunt pornit. Sunt extraordinar de pornit pentru că mi-aș fi vrut să, mi-aș fi dorit să fie o competiție aici astăzi. Mi-aș fi dorit să particip la o competiție. Nu va fi o competiție. Mi-e rușine să vă spun că parte dintre dumneavoastră cu certitudine ați venit aici pentru că așa trebuie să fiți aici. Mi-e rușine să cred că am participat la organizația mea la un simulacru de ședință și am tăcut. N-am mai rezistat astăzi. Și nu o să rezist să spun și vă rog să mă credeți că foarte mulți dintre noastră pierdeți un discurs al meu de excepție la conferința județeană. M-am încărcat în această perioadă. Am refuzat să stau de vorbă cu presa, am refuzat să mai iau de colegi, pentru că eu eram capul răutăților. Dar e prea mult. E prea mult. Vreți să fim o organizație respectată? Da! Nu făcând conferințe în județ cu trei oameni la toate conferințele. O tânără jună care face și desface în județul ăsta și doi colegi de noștri. Nu așa se face politică. Nu pot să cred că este adevărat, nu pot să cred că zilele astea am primit atâtea telefoane de la oameni de bine de acest municipiu și astăzi aici, de la acest microfon, se vorbesc numai lucruri extraordinar de frumoase. Dar eu sunt cel rănit pentru că astăzi nu vreau să vorbesc despre mine, dar o să vorbesc cu altă ocazie pentru că am pierdut un mandat pe mâna colegilor mei. Probabil că eram singurul care câștigam un mandat de pe locul 1. Așa cum sunt singurul care am pierdut la 180 de voturi un mandat de pe locul 2. Bătându-mă într-un colegiu în care contra candidatul meu, SMM, avea 10 primari și noi 4. Eu am câștigat în 12 comune și a trebuit să pierd pentru că așa pe piață. Probabil că cel pe care l-a făcut omul și cu care este mare prieten la una dintre noi, mi-a tăiat gândul. Asta este viața. Vă rog să rețineți o zi cu durere.
Și rețineți cuvintele extraordinare, am ascultat. Băiatul ăla a vrut să zică ceva, am murmurat, nu l-am ascultat. Asta este realitatea. Nu putem face campanie electorală cu mergem de suge să vă spunem că e bine logat. Nu putem spune tot timpul băieți, haideți lângă mine că eu pot, voi nu puteți și vă spune, vă dau eu în partea vouă. Cât timp vom face așa, nu vom fi un partid social-democrat. Sunt practici a unui partid pe care o dăm pe care de dispariți. Cel despre care vorbim astăzi, ca despre ciuma portocalie. Îmi pare rău că din nou am fost, am creat un disconfort și din nou am fost altfel decât toți ceilalți. Ăsta sunt, vă rog să mă acceptați așa cum sunt. Vă mulțumesc!